În momentul în care există o situație conflictuală, din punctul meu de vedere, cel care cumva, să spunem, are ceva de semnalat, da? Nemulțumitul, să spunem, îl invită pe celălalt la negociere. Băi, am o problemă. Pentru că în spatele fiecărui conflict sunt niște nevoi care Corect. Nu sunt împlinite. Asta ar trebui oamenii să înțeleagă. Băi, conflictul ăsta nu e așa, nu te-ai trezit de nebun și te cerți apără că îți place ție să faci chestia asta. Ceva dinăuntru tău nu e ok. Nu se simte bine. Și din punctul meu de vedere, chestia asta, conflictul este o, așa cum spune Tony Robbins, este o strategie de proastă calitate. Este o strategie second hand, dacă vrei. Pentru că în momentul în care doi oameni încep să se certe pentru a-și rezolva nevoile, și asta e o chestie foarte interesantă, ajung să-și formeze stiluri de viață din asta. Și atunci ar fi foarte important să stai și te gândești, băi, ceea ce gândesc eu, ceea ce fac eu și rezultatele le obțin prin conflict, da? Și prin asta, prin acest conflict, prin aceste jocuri de putere, eu reușesc să-mi împlinesc anumite nevoi. Deja este, cum să zic, toxic pentru relație, dar este toxic și pentru tine, pentru că tu te otrăvești prin chestia asta. Nu l-o otrăvești doar pe celălalt. Tu practic și distrugi relația, ai impact și asupra lui, dar ai impact și asupra ta. Și atunci, din punctul meu de vedere, cred că oamenii ar trebui să se gândească foarte atent. Sunt certăreți de meserie. Există certăreți de meserie. Au un sport al lor, e un stil de viață al lor. Sunt femei care spun foarte clar, eu nu-mi doresc relații, dar suferă. Deci nici nu își asumă statutul celălalt. Adică nu sunt până la urmă fericite și să fiu fericită, chiar problemă. Și singură. Jos pălăria pentru o persoană care spune, băi, eu n-am nevoie de o relație, eu sunt ok cu mine așa. Jos pălăria, da. N-am ce să discut. De ce să stau eu să intru în spațiu personal al persoanei respective să-i spun, băi, dar știi că nu e bine, că ar trebui să ai o relație. Nu, tati, dacă te simți bine, perfect, din punctul meu de vedere. Problema e că nu se simte bine. Știi? Și atunci ce facem cu chestia asta? Pentru că vezi, noi încercăm să mai schimbăm puțin mentalități, să mai umblăm puțin la miturile astea sociale, la aia cu fericismul la adânci bătrânesc. Care fericismul la adânci bătrânesc, mă? Că ăștia oamenii nici nu mai intră în relații.